În conformitate cu legislația în vigoare, atât codul muncii cât și contractul colectiv de muncă aplicabil prevăd o serie de zile libere legale. Astfel, angajații pot beneficia de zile libere plătite pentru diverse evenimente deosebite în familie sau alte situații prevăzute de lege sau prin regulamentul intern al companiei. Iată care sunt acestea. În cazul în care unul dintre angajați se căsătorește, primește 5 zile libere. La căsătoria unui copil al angajatului se acordă 2 zile libere. La nașterea unui copil, 5 zile și încă 10 zile dacă tatăl copilului a urmat un curs de puericultură. Angajații pot beneficia de zile libere plătite pentru a se bucura de aceste momente fericite alături de cei dragi. În cazul decesului soțului, soției, copilului, părinților sau socrilor se acordă 3 zile. Zile libere plătite. În cazul decesului bunicilor, fraților, surorilor, o zi. Schimbarea locului de muncă cu mutarea domiciliului în altă localitate, 5 zile libere. Unele unități acordă zi liberă tuturor femeilor în ziua de 8 martie, Ziua Internațională a Femeii. Alți angajatori oferă o zi liberă plătită pentru ziua de naștere a fiecărui angajat.